Furt mai deosebit decât în filme. Un funcționar din cadrul Parlamentului este obligat să întoarcă statului circa 6 milioane de lei prejudicii în dosarul legii cazinourilor. Potrivit autorităților, funcționarul a falsificat stenograma unei ședințe a legislativului din anul 2010, dar și textele din legea care a permis înjumătățirea costurilor de întreținere a cazinourilor, cauzând astfel statului daune de 6 milioane de lei. Funcționarul, care a scăpat până acum basma curată de 2 ori, a schimbat conștient conținutul stenogramei Parlamentului din 15 iulie 2010. Apoi a redactat și imprimat textul final al legii, care în rezultat prevedea că pentru întreținerea cazinourilor până la 6 mese inclusiv, taxa era de 180.000 de lei pentru fiecare masă de joc, iar începând cu a 7-a, taxa va fi de 360.000 de lei. Astfel, doar pentru jumătate de an, prețul menționat a fost redus la jumătate. Precizăm că toate aceste schimbări legale au devenit lege într-o formulă diferită decât ceea ce deputații votaseră inițial în Parlament. Actuala sentință este executorie, dar poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.